Da. Bună dimineața! Bună dimineața, cu iubire! Bună dimineața! Astăzi m-am gândit să vorbim despre ego și suflet. Ce am înțeles eu din alele care le-am ascultat, că noi mai mult ne axăm pe ego. Dar cred, ego e partea cea mai mică. Eu cred că noi, dacă ne-am schimbat perspectiva și ne-am uitat că totul e perfect așa cum e, că noi suntem 99,9% suflet, dacă ne-am axat pe atributele sufletului și ne-am uitat prin ochii noștri, doar din perspectiva sufletului, atunci n-am mai dat atâta atenție ego-ul. Am impresia că noi de acum cumva îl împuternicim. Putem în detalii mult. Exact. Exact. Da. Noi aici pe pământ suntem ghidați în fiecare secundă de Dumnezeu. În momentul când înțelegem că ne suntem ghidați în fiecare secundă de Dumnezeu, singurul lucru care consider eu că ar fi frumos, doar să privim prin ochii sufletului. Adică în jurul nostru să vedem toate frumusețile pământului care ni se oferă, atât în jurul nostru, atât cât când le putem noi vedea. Și să înțelegem că acel 3% care există în jurul nostru e exact ca o ca o vindecare în fiecare secundă, indiferent și lucru vine prin noi, e ca o vindecare, ca o înălțare, nu ca o vindecare, ca o înălțare. Cum vezi, pare? Da, eu tot văd prin discuțiile din grup. De exemplu, am mâncat prăjitura mereu, am făcut, deci suntem mereu în ego. Mi se pare că încălcăm și tot noi așteptăm și pe viața. Da, așa este, dar știi de ce cred că, de exemplu, dacă am funcționat o perioadă lungă pe o extremă, să zic mi-a plăcut dulciurile sau mi-a plăcut distracția și m-am dus cumva în extrema în care m-am putut eu duce în ceva. Ei, cred că e ca o neputință să mă duc imediat în echilibru din extrema în care am fost și primul pas cred că e să mă duc în cealaltă extremă, în extrema opusă. Dar așa este, nu putem, decât în extreme să mă dată să... Da, da, și de-abia, da. Da, și după ce ne săturăm de acele extreme sau înțelegem ceva, abia atunci începem ușor, ușor să ne ducem spre echilibru, adică spre centru. Nu știu de ce, așa mi s-a părut că am citit dimineața de pe Tabăra Iubirii și atât de frumos au spus și Alina din Italia și Mihaela din Ocean că să nu ne mai ducem atâta atenția și energia pe acel 3%, 0,5-3% care este ego. Să ne axăm și să ducem atenția și energia pe suflet, adică pe 97-99,5%. Mi s-a părut asta, cred că doar mereu se vorbește despre asta, dar parcă acum dimineață am înțeles o leacă mai mult și mi s-a părut că e o chestie bună de pus peste tot, ca afiș, ca și emblemă, ca și moto. Atenție! Atenția să fie pe 97%. Poftim? Eu cred că a venit momentul acum. Până acum ne-am dus dintr-o extremă în alta și acum cred că este momentul când încep să înțelegem că să ajungem la mijloc. Exact. Să acceptăm situațiile și să nu vedem că nu mai împărțim în bine și rău și să vedem că tot e perfect așa cum este. Da. Pe de altă parte, discutând cu voi, mi-a venit gândul că
cumva, cred că Marius, prin tot ce a lucrat cu noi, efectiv ne-a provocat să scoatem la suprafață toate fațetele egoului de care am fost preocupați fiecare din noi. Adică s-au răscolit în noi toate fațetele egoului, toate caracterele celea pe care le-am avut din ego. Și de aceea cumva i-am dat cumva puterea egoului, adică l-am văzut și l-am imaginat că e colosal, că e uriaș, că are miliarde de fațete. Dar, discutând cu voi, am realizat că de fapt stai un pic. El e doar minuscul, e 0,53% cu îngăduință și pe de altă parte este și fals. E o iluzie, nu, Elena? Da, în primul rând e o iluzie, dar noi până acum am funcționat mai mult în ego. Nu știam că avem și suflet. E clar, e clar, da. Acum când am înțeles lucrul ăsta, cred că mai timp ar fi să ne așteptăm din lucrurile frumoase din jurul nostru. Adică să înțelegem, în primul rând, sunt niște, nu știu dacă reguli, adică niște legi care sunt date de Dumnezeu. Dumnezeu e în simplitate, e în puțin, în acceptare, în iubire, orice vine din față, vine la noi doar ca să ne, în iubirea lui maximă, ca să ne vindice. Dacă vine o experiență spre noi, o luăm ca o vindecare. Deci, știi cum, considerata exact ca la școală, știi, mi-a dat azi un 4 și mâine și m-a făcut să realizez că trebuie să fiu mai serioasă și să învăț. Dacă vine experiență spre noi. Ca să nu fiu, să nu fie obligat Dumnezeu să mă pui să dau corijarea. Așa văd eu. Exact, da, da, da. Adică mai bine să sufăr un pic, un pic, un pic, puțin, puțin, decât să dau de o catastrofă, decât să trăiesc o dramă uriașă. Da. Dar nu știu dacă să sufăr, doar să conștientizez acum suferința e tot aia. Da, e clar, e clar, da, 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 da. Să mă trezesc, da, să, da, 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 da. Exact, exact. Să mă trezesc sau să le primesc, că toate care vin să sunt mișcate de el. Noi doar să le acceptăm și atât. Ca medicamente, de fapt, nu ca și lovituri. Da, 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 da. Da, ca medicament pentru suflet, da, da, da. Ca pilula magică. Exact. Să ne vindici. Da, da. Cred că ei n-au înțeles mai devreme decât mine treaba asta, că acea zicere a ei, bun și așa, bun și așa, este fantastică. Știi cum înțeleg eu bun și așa, bun și așa? Punerea contrariilor, adică nimic nu-i rău, nimic nu bun. Exact, nu-i bun. Tot da. Este la Dumnezeu. Adică nu putem să împărțim. În momentul când am împărțit, deja ne-am dus în ego. Exact, deci da. Toate sunt perfect așa cum sunt. Da. Pentru că Dumnezeu le-a echilibrat în lumea asta, noi nu putem cuprinde cu mintea noastră tainele lui Dumnezeu. El pe fiecare îl lasă să are lecția lui. Noi suntem aici doar să acceptăm și să înțelegem că suntem divini, cum spune Domnul Mare. Și acum și înainte, dar și acum, eu personal, eu ca literă de lege. El ce spune, așa e. În momentul când ești în echilibru, dăruirii, în acceptare și înțelegi că Dumnezeu e în tot și toate, atunci vine Dumnezeu cu harul lui și te echilibrează, mă refer, ca să înțelegi lucrurile. El îți dă câte un pic, câte un pic, așa, ca să le poți înțelege. M-am uitat la mine când aveam câte o dilemă, fără ca să întreb, fără doar așteptam. Doamne, asta e taina ta, tu știi ce. Venea când trebuia răspunsul, ca să-l poți și înțelege.
Da, e perfect, da. Acum când vorbim, îmi dau seama că noi zilele trecute, când am mai făcut o înregistrare, ego-ul meu s-a axat pe părțile de ego ale celor, ale oglinzilor care mi apăreau în față. Adică mă duceam cu atenția pe faptul că ei criticau, că ei disprețuiau, că așa. La fel față de acel Dumnezeu care, despre care tot vorbeam eu, că avea niște trăsături negative, mă rog, așa zis negative, cumva am dat atenție la părțile ego-ului din acele oglinzi. Sufletul meu nu reușise atunci să vadă și să amplifice darurile pe care ceilalți le aveau. Știi ce consideră momentul când în fața noastră vedem pe Dumnezeu și ne întărim asta, când fața noastră e Dumnezeu și perfect așa, atunci nu mai putem să vedem lucrurile negative. Ne uităm doar și atât și vedem frumosul de acolo. Deci Da, vedem frumosul. eu cumva eram axată pe oglinzele care mi-arătau ego-ul meu, știi? Asta ar fi justificarea. Dar dacă m-aș fi dus să observ cât de generoși erau cei pe care i-am observat, pe de altă parte, cât de generoși erau, dacă m-aș fi dus să observ cât de mult mergea în slujirea acel Dumnezeu. În slujire și în acceptare, în acceptarea umilinței, că el era de fapt mereu umilit de ceilalți din jur, dar el nu o lua ca pe o umilire, deci nu o lua personal. Da, acum îmi dau seama că dacă m-aș fi dus cu atenția pe părțile, pe oglinzile pozitive care mi le arătau ceilalți, ar fi fost mult mai benefic pentru mine, dar și așa au fost bine. De ce? Pentru că dacă nu mă duceam atunci spre oglinzele, spre părțile oglinzilor, părțile Diego ale oglinzilor, cred că nu reușeam să înțeleg azi mesajul ăsta, că stop, stop atenția pe 3%, du-te cu atenția mereu și mereu și mereu pe 97%, adică pe suflet. Cred că trebuie să trecem întâi prin minus ca să putem ajunge și la să vedem plusul. Trebuie să întâi să ne murdărim ca după aceea să ne, nu ne mai placă și să începem să ne spălăm. Da. Dar e perfect și așa, bun și așa, bun și așa. Exact. E perfect așa cum reușim. Nu e nimic. Suntem aici pe pământ, de asta am venit să experimentăm iubirea, orice ar fi. Da, Dumnezeu se experimentează pe sine în toate pozițiile. Da. Dar asta uităm noi. Noi uităm că fața noastră e Dumnezeu și când ne identificăm cu carcasa la omul ăla, că pur și simplu cu haina noi, începem a critica haina. Așa e, da. Noi uităm că acolo e Dumnezeu și dacă ne arată ceva, ne uităm și din noi și în momentul când înțelegi că îți arată o fațetă din tine, nu-ți mai vine ai pune etichete, te liniștești. Da. Dacă te vezi tu acolo. Adică nu ni s-a întărit sută că în fața noastră e Dumnezeu. Deci, indiferent cum vine Dumnezeu, El vine cu un mesaj spre noi. Dacă nu înțelegem mesajul, e important să-l acceptăm. Că ni se dă răspunsul, dacă nu, atunci imediat. Deci Dumnezeu nu întârzie, nu ne lasă așa în așteptare. Da, cred că aici funcționează un fel de graba noastră, un fel de fugă. Mi-aduc aminte de câteva cuvinte înțelepte ale cuiva din trecut, când spunea așa: nu te lua după prima imagine pe care ți-o arată cineva cu care te întâlnești. Du-te dincolo, în spatele imaginii ăsteia este altceva. Acolo e sufletul, da. Exact. Că toți oamenii sunt perfecți, sunt frumoși, sunt
Numai că noi, nouă ne arată exact cum spune Domnul Marius. El când vine, e Dumnezeu și sub acea mască e Dumnezeu și când apare, el e forma interiorului meu. Și eu mă urc la el și încep a spune, uite, ăsta era ego, făcea așa, drejea așa, dar de fapt eram eu acolo. Era Dumnezeu care venea să ne aducă un mesaj. Și am observat că nu înțelegem mesajul, atunci începe critica interioară sau, nu știu, orice cealaltă critică. Da, da. Da, pentru că până acum 10 de ani noi am pus atenția doar pe manifestările egoului și le-am întărit, le-am împuternicit. Da, e perfect așa, că dacă n-am fi trecut pe aici, n-am fi înțeles. Absolut, absolut. Perfect, da. Da, deci nu a fost rău. Da. Nu a fost rău nici așa, da, 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 a fost perfect. A venit momentul acum să ne ducem spre... Va trebui să ajungem în extrema cealaltă, de critică, de comparație. Și acum cred că a venit momentul, pentru că știu că a început înțelegerea. Deci a venit momentul acum să ne se deschidă înțelegerea mult mai profund. Da, să mai înțelegem încă un milimetru din înțelegere, din înțelegerea lui Dumnezeu. Normal, normal, cât un pic, cât un strop. Da. Și totul e perfect așa, în lumea lui Dumnezeu. Că știi, dacă ne-am ținea atenția că Dumnezeu e în fața noastră și știi tot, atunci ar fi văzut cu bucurie și am experimentat așa eu câteodată așa. Mă duc așa o bucurie, dar nu văd nimic ca imperfect. Totul e perfect. Adică nu mai văd oglinzi, oglinjoare. Acolo e Dumnezeu, acolo e Dumnezeu. El e perfect așa cum e. Da, ieri am avut o experiență simpatică. Mă duceam spre Vioara că aveam nevoie să învăț să deschid laptopul ei și să fac un fel de repetiție, să văd dacă mă descurc mai bine cu laptopul decât cu telefonul pentru a conduce binarul de duminica viitoare. Și... aveam un bagaj în mână, mergeam spre Vioara, am de urcat o pantă așa până ajung la ea și aveam un bagaj mai greuț în mâna dreaptă și cu mâna stângă eu am mai început să mai culeg gunoaie și le tot puneam la coșurile care le întâlneam. La un moment dat, urcând acolo în pantă, mi-a venit un gând, măi, ce bine ar fi dacă aș găsi un sac de gunoi ca să pot să am gunoaie și în mâna stângă și să-mi echilibrez greutatea. N-am făcut decât câțiva pași și mi-a apărut un sac cu gunoaie, un sac destul de greuț, care era parcă leacă mai greuț decât ce aveam eu în mâna dreaptă. Și bineînțeles că... Exact, exact. Chiar vorbeam cu Aurelia, că ea ne-a facilitat întâlnirea asta pe laptop și cu tine, Vioara, și cu Elena. Și povesteam, nu-mi venea să cred că eu până acum n-am avut nicio experiență de materializare a gândului, de a crearea realității, cum se spune. Și a rămas așa, zic, Doamne, nu vine să cred. M-am gândit că dacă ar fi minunat să găsesc un sac de gunoi abandonat și imediat mi-a apărut sacul de gunoi abandonat ca să echilibrez eu greutățile. Și bineînțeles că am mai putut pune acolo că era desfăcut, nu era legat, am mai putut adăuga gunoaie până am ajuns la buncărul următor. Da, a fost ceva așa, o experiență care eu zic, wow, eu care nu credeam că pot trăi așa ceva, știi? Da. Da, experiența vine în momentul când înțelegem că Dumnezeu e în față și ne smerim. Asta ne lipsește nouă. Smerenie și continuitate, eu așa cred. Da, probabil... Da, probabil că... Acceptarea asta nu au cum să fie dacă nu ne ducem jos, adică smerenie. Să vedem că Dumnezeu e în fața noastră. Că, personal, tot asta mă tot gândesc și tot îmi spun mereu că în fața mea e Dumnezeu. Știți că tot e Dumnezeu. Că dacă noi suntem conștienți că tot e Dumnezeu și în noi, atunci...
cumva ce am observat la mine, devin liber așa, libertare, că dacă sunt în grădina lui, eu mă comport liber așa, mă comport în cel mai frumos mod. Da, așa este. Probabil că mi s-a întâmplat treaba asta pentru că la propunerea Iulianei din Canada am acceptat să conduc webinarul de duminica viitoare și am zis că da, dacă reușesc să mă descurc cu laptopul și să aud bine, totul va merge, dacă e voia lui Dumnezeu, totul va merge. Și chiar mergeam spre Vioara așa cu o stare de bucurie, de... Și atunci, probabil, ce a zis Dumnezeu? Hai să-ți arăt că uite, că se întâmplă și ție așa ceva, pentru că mie mi se părea că eu nu pot să am așa experiențe. Nu, adică nu îndrăzneam să-mi imaginez că pot să se întâmple așa ceva. Da. Adică noi ne credem, nu uităm că acea parte din Dumnezeu e și în noi și noi suntem la fel de măreți ca fiecare, doar să lăsăm pe Dumnezeu să se experimenteze pe noi, să dăm voie. Da, așa e. Că nu ne băgăm noi cu mintea noastră să intrăm în planul lui. Că dacă lucrurile deja sunt întâmplate, eventual noi o punem rezistență. Asta putem face noi. Da, și asta îmi întărește faptul că până acum am funcționat prin comparații și prin... bineînțeles că dacă am mers prin comparații, tot timpul te consideram, Elena, că tu ești undeva mai sus și eu nu pot accesa experiențele tale, practica ta, trăirile tale. Știi? Și probabil Dumnezeu a vrut să-mi arate, ei, uite că na, dacă ești cu minte și dacă faci cu bucurie și accepti, uite că chiar se poate. Da, în momentul când ne comparăm, nu înțelegem că în fața noastră e acea parte din noi. Da. Eu eram acea parte din Doina. Când mă uit la Doina, e acea parte din mine, care trebuie să o accept, să o integrez, să înțeleg că așa sunt eu perfectă și desăvârșită. Adică să nu mă duc pe plusurile sau pe minusurile. Să eu ca întreg. În momentul când o disec și înțeleg că ea e mai perfectă ca mine, o ridic pe ea și mă scap pe mine. Da, dar să știi că toată viața am, deci 10 și 10 de ani, peste 60 de ani, am aproape 70, am funcționat pe comparație și pe perfecționism, da. Adică tot timpul am vrut să... viața mea a fost așa ca o luptă, ca o concurență permanentă. Să nu cumva să rămână în urmă. Cred că fiecare o avem mai mică sau mai mare. Ce crezi că nu mă atucă? Și eu tot am avut, tot așa. În alt mod, tot și eu tot o perfecționistă și eu am, prin comparație, nu mă comparam într-un an cu tine și nu vreau că mereu să fiu și eu măcar ca tine. Pentru că sentimentul meu de inferioritate tot din comparație era, nu? Da. Și eu mulțumesc la amândouă, că am fost așa, așa, așa. Deci eu am fost și ca Doina și ca Vioara. Dar cred că toate femeile avem sentimentul de inferioritate și toate femeile vrem să ne comparăm. Cred că asta e caracterul nostru. Când vezi și pe stradă, dacă te uiți, te vezi pe cineva, ori îți place cum e îmbrăcată și ai vrea și tu, ori o judeci când nu-i cum comport tiparilor tale. Da, dar sunt un pan. Acolo e Dumnezeu și El e perfect, e diversitatea. Nu, dar zic, noi am trăit prin comparații, noi suntem, noi ca femei, cred că e o caracteristică a femeilor. Da, dar cine spune asta? Bineînțeles că e gol. Da. Noi am înțeles că suntem 90 ceva la sută iubiri. Și atunci eu am zis înainte asta treaba era. Aha. Adică am trăit în comparații tot. Doina povestea cum a fost ea, știi? Și eu am completat că așa suntem toate femeile. Chiar dacă recunoaștem sau nu recunoaștem. Pe automat, dacă avem toate caracterele pământului. Eu cred că nu avem și recunoaște sau și nu recunoaște. Cred
eu cred că trebuie să le integrăm pe toate. Nu? Păi da, pentru că ce nu recunoaștem este în adânc cunosc, mai nu le recunoaștem conștient, dar ele sunt noi. Ce nu recunoaștem, nu putem accepta că suntem și noi așa, e o neacceptare acolo. Da. Da, și totul e perfect așa cum e în lumea lui Dumnezeu. Da. Da. Și e minunat așa. Bun atunci, fetele, mulțumesc mult, o zi binecuvântată să avem.